Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, suntem la raportul zilei. Patru crescători de animale de la Bumbești Pițic au declanșat astăzi greva generală, nemulțumiți de faptul că unul dintre localnic, crescători de animale din localitate, a închiriat un munte întreg pe 10 ani. Spun aceștia că nu este corect. Vorbim despre acest subiect cu principalii factori implicați, așadar domnul Florin Martescu, consilier local. Bună seara, bine ați venit, domnule Martescu. Alături de noi este și domnul primar al localității Bumbești Pițic, domnul Michi Nioață. Bună seara, domnul primar, bine ați venit. De asemenea, alături de noi este și domnul Petre Golu, crescătorul de animale. Bună seara și bine ați venit. Dumneavoastră ați închiriat muntele respectiv. Cu permisiunea dumneavoastră, stimați invitați, începem această discuție cu domnul Florin Martescu. Domnule consilier, dumneavoastră v-ați aflat astăzi printre cei care au susținut că sunt în greva foamei pe perioadă nelimitată. Apropo, ați mâncat ceva până la această oră? Nu. Și cum stați cu sănătatea? Mulțumesc Dumnezeu, bine până acum. Am ceva călduri, dar... Am înțeles. Sperăm am făcut și o donare săptămâna asta și mă gândesc că... Da, trebuie să rezistați. Spuneți-ne, domnule Martescu, care este situația și de ce dumneavoastră v-ați supărat atât de tare în condițiile în care nu există o anomalie, adică se mai întâmplă să se mai închirieze munți, nu? Da, suntem supărați deoarece suntem crescători de animale. Avem două asociații. O asociație legal constituită cu formă juridică și o asociație cu formă simplă. Am cooptat, după cea forma juridică, am cooptat încă niște crescători de animale în cea simplă. La ora actuală nu există niciun contract de concesiune sau un contract de închiriere în afară de ce spune domn primar, un contract de, cum să spun, colaborare sau o încheiere amiabilă între noi și obștea Sânșoara din față, unde le facem utilizarea, dar ce nu v-a spus domnul primar și eu am mers astăzi și am luat de la doamna doctor animale, acolo nu se poate paște dacă noi facem utilizarea cu trei adeverințe ca să nu ducem mai multe, pentru că obștea așa are statutul făcut de a beneficia de acel gol alpin toți cetățenii care au drepturi în acea obște. Deci ca să ne lămurim, vorbiți despre golul alpin despre care vorbea domnul primar, da, astăzi, că vi l-a fi pus la dispoziție și ar fi putut să suporte circa 1000 de capete, nu? Nu, nu. Eu vreau să dezmin tot ce a spus domnul primar în emisiunea de a prezenta dumneavoastră la știri. Deci noi avem o utilizare la obștea Sânișoarea din față cu trei adeverințe ale noastre, că avem animale mai multe, dar de fapt acolo sunt și oile cetățenilor care au drepturi de proprietate în acea obște. Deci acolo sunt mult mai multe oi și acolo sunt duse oile cetățenilor, iar ale noastre sunt, pentru că nu poți să paști, putea și domnul Golu să meargă să închirieze acolo dacă avea dreptul de a fi membru în obște sau de a avea oi de la cetățenii din obște. Asta e primul punct. Bun. Deci nemulțumirea v-am spus-o. S-a încheiat un contract pe Muntele Galbenu, care are destule hectare și aveam și noi loc și vreau să vă prezint un proces verbal al lui domnului primar din ședința extraordinară. Foarte pe scurt, vă rog să-l citiți foarte pe scurt. Domnul primar face referire în emisiunea noastră că, de fapt, bătăliile sunt subvențiile. Or, președintele nostru de asociație spune așa. Rădulețu Ion, asociația lui este legal constituită, arată că subvenția pe golul alpin o va da primăriei dacă se va da muntele lui sau asociației lui. Deci, cade din start acuzația că noi vrem subvenția. Iar domn primar aici, deci am intrat în acest conflict cu dânsul, ne-a promis solemn în această ședință extraordinară că avizul spune singur, că avizul s-a obținut cu actele din partea primăriei. Deci dânsul spune, deci nu din partea lui domnul Gol. Și arată aici că va modifica contractul de concesiune pe perioadă de un an și ne va permite și nouă, uitați aici ce scrie, Michi Nioată arată că modifică contractul de concesiune din comuna Bumbești Pițic cu golul Petre pe un an și va da și la ceilalți să ducă un număr de 400 de animale. Deci nu am spus eu, e acest proces verbal din ședința extraordinară. Să ne explice domnul primar, cum se face că s-a încheiat acest munte, iată în ce condiții și spre nemulțumirea celorlalți crescători. Da, înainte de sărbătorile de Paști a venit la mine golul Petre cu un document spunând că este proprietate și că se poate obține muntele egale. L-am sfătuit să fac o cerere în fața consilierului ca să mă consult cu consilierii. Am făcut acea cerere, am discutat-o și consilierii au căzut de acord că dacă golul Petre reușește cu acel act să aducă muntele la comuna Bumbești Pițic, sunt de acord cu concesionarea.
Eu am făcut o adresă la Comuna Malaia, pentru că este vorba despre Comuna Malaia, și am pus în spate acel arc, după care Comuna Malaia mi-a comunicat, pentru că a fost singura comună care a avut un document, că pot să concesioneze acest munte. Deci eu, având avizul Consiliului Local, am făcut concesionarea acestui munte. Domnul Matescu vorbește despre faptul că după ce s-a făcut contractul, am mai avut o ședință extraordinară, dar consilierii nu pot să anuleze acest contract. Am înțeles. Așadar, că ajungem și la dumneavoastră, domnule Golu, care sunteți pionul principal în toată această poveste. Dumneavoastră susțineți că ați făcut în așa fel încât să intrați în posesia unor documente care atestă faptul că respectivul munte, Muntele Galben, nu este al localității Malaia, ci este al localității Bumbești Pițic. Da, așa este, într-adevăr. Am găsit pe acasă din întâmplare o bucată din actul acesta, mai de mult, dar nu puteam confirma pentru că nu se mai vedea totul. Din întâmplare, la primăria de la Vaideni era același act, doar era întreg. Și m-a rugat de domnul primar să-mi dea o copie legalizată de la în 2012, nu 2011, a luat copia, am mers cu copia la fostul domnul primar Pienaru, i-am explicat, uite domnule, acest munte poate să fie al nostru. Copia i-am înmânat-o în iarna anului, în ianuarie 2012. Domnul primar Pienaru nu a făcut niciun demers legal. Anul trecut, eu aveam în jur la 1600 de capete ovine. Avusasem un contract în muntele Puru Petrimanu de la Vaideni. Mi s-a expirat contractul, automat, legea 214 intrase în vigoare, aveau drept numai cetățenii din localitatea respectivă. Automat, eu am venit la domnul Pienaru. Domnule primar, vă rog frumos, faceți ceva să luăm munți, că nu am unde duce oile. Nu v-am deranjat, eu nu am luat munte de la comună până anul trecut. Am fost, pot să documentez cu contracte, că am fost la Vaideni, la Crazna, mă rog, în alte părți. În fine, domnul Pienaru a refuzat. Până la urma urmii, deci nu a făcut nici cerere de retrocedare. Cu insistențele mele, când a văzut, credea că iasă în continuare primar, că nu mai poate candida, a făcut o cerere de retrocedare către primăria Mălaia, dar mi-a spus, bă, te duci tu și o duci, eu nu pot să merg. De acord, am acceptat chestia asta, dă-mi, i-a dat cererea, actul la spate, m-am dus la domnul primar de la Mălaia, domnul primar de la Mălaia mi-a înregistrat-o, mi-a ștampilat, am venit cu ea înapoi. Urmare, nimic, nu s-a mișcat nimic. O simplă întrebare retorică, domnul consilier știa de actul acesta, a luat vreo măsură din 2012 până acum, dacă poți să luăm muntele sau nu? Puteți să-i adresați. Domnule consilier. Întrebarea, deși deci știa că există un astfel de document care... Da, l-am văzut, dar dânsul nu poate dovedi. Deci uitați, am aici deci răspunsul primăriei Mălaia. Uitați-vă aici, unde am încercuit. La întrebare. Da. Răspuns și din la întrebare. Deci aceste vorbe nu sunt reale, deoarece adresa e trimisă de domnul Pienaru, alegerile au fost în luna iunie, iar adresa e trimisă de Pienaru în mai, deci pe 28 de mai sau, mă rog, da. Deci nu poate domnul Golu să dovedească și nu e poștar la Bumbești Pițic să ducă dânsul documente de la Mălaia la Mălaia. Dar fiind consilier, altă întrebare, dar fiind consilier... Sunt consilier din iunie 2012. Da. Da. Sunt din iunie, da. Deci nu sunt din mai când ați trimis asta. Da, bun. Înțelegeți? Deci știați de acel document? Dar nu un document, un proces verbal. Dumneavoastră sunteți consilier local la primul mandat, da? Da? Adică din iunie anul trecut, da. De un an. Da. E un proces verbal pe care dânsii l-au dus acolo. Dar deci l-au nu dus, l-ați luat eu în știu că l-a dus Pienaru. Eu nu aveam ce să fac eu când l-a dus Pienaru. Au primit răspuns, uitați, au un răspuns primit de la primăria Mălaia că nu fac dovadă nici cu el, nici fără el. Deci... Dar eu știu că trebuia invitați domnul Pienaru, pentru că dânsul afirmă, deci vă spun din ce am discutat cu dânsul, că el le-a dus, nu domnul Gol. Păcat că nu fost și dumneavoastră să confirme treaba asta. Bun, altă întrebare. Domnul, că e consilier, a luat vreo măsură pentru recuperarea acestui gol alpin? E consilierul comunii, nu sunt eu. Eu n-am niciun drept până la urma urmei. Ce măsuri a luat dumnealui, fiind consilier? Știa că nu avem pășune toate oile din comuna asta. Uite că facem și o ședință de Consiliu Local chiar public aici în studio. Da. Domnul consilier, de ce nu s-a făcut? Domnul primar, de ce nu păi s-a făcut eu nimic? Ce calitate am, doamnă? Consilier. Ce calitate am eu? Consilier. Păi și ce puteți să inițiați hotărâri? Da. Puteți să inițiați proiecte de hotărâri? Domnul primar, de ce nu s-a făcut nimic? Uite, poate să ne răspunde și domnul primar, nu neapărat domnul consilier. Oamenii de la dumneavoastră, de la Bumbești Pițic, se bat pentru munți, iată că.
Deci eu am făcut, pentru că adresa e făcută de mine după aceea, eu am reînnoit această adresă și cu actul în spate l-am dus la Malaia, pe care primarul de la Malaia mi-a dat acceptul de concesionare. Mai mult ce putem face? Deci eu am obținut acest munte, deci m-am zbătut pentru el. Bun, e corect. Dar în ședința de Consiliu, când am venit cu propunerea, uitați, am aici document, de nu, am, nu cu vorbe și nu ce să scrie în ziare, că de asta am venit mai mult, ca să facem ceva legal, să dezmințim minciunile, ceva legal, doamna redactor, uitați aici, care să puteți să verificați și dumneavoastră. Nu, lăsați-o, lăsați-o, da. Acolo colegii o da, să în ședința de Consiliu am venit cu o ofertă. Domnilor, eu o să mă zbat, suport toate cheltuielile, chiar dacă pierd, chiar dacă câștig, nu am pretenții la nimic. Sunteți de acord să mi se concesioneze mie suprafața respectivă până când se rezolvă? Dumnealor, 8 a fost pentru, domnul consilier s-a abținut. De ce nu aia, în ședința de Consiliu nu trebuia să spună, domnule, eu sunt contra, stați puțin, facem altceva. Azi, știți ce a spus? Nu o să faci tu nuntă să-ți iau eu darul. Așa a spus domnul consilier de față. Chemăm toți consilierii. Sau faci, alții spuneau, păi ce faci tu, prăjitura, să-ți o mâncăm noi? Domnul consilier, spuneați că este o problemă la acea ședință de Consiliu Local care s-a desfășurat și că a fost cumva întoarse cuvintele și că nu s-a înțeles de la început ce, despre ce este vorba. Doamnă, dacă îmi permiteți, normal, în acea ședință, noi trebuia să avem, domnul Gulu încearcă și dânsul să se apere acum, deci noi încercăm să demonstrăm aportul domnului Gulu care de fapt nu există. Uitați-vă dumneavoastră, adresa trimisă de domnul primar, în data de 22-a 4-a, deci dacă domnul Golu o trimețea dânsul, scrie aici instituția domnului Golu, Bumbești, Pieții, județul Gorj. Aceasta trimisă de, cu numărul 2400 din 22-a 4-a 2013, de domnul primar. Măcar ca să aibă acces acest document, de fapt acest document, acesta este un bluf, este o... O sensibilizare... De ce spuneți că este un... Păi dacă știți, să puteți să spuneți aici, dacă îmi permite să vă citesc, subliniez că sunt conștient că în prezent primăria nu deține sumele necesare pentru a face acest demers. Păi atunci, de ce domnul Golu nu depune bani în casierie ca primăria de să... Care demers? De recuperarea... Deci dânsul să e conștient că nu există bani. Uitați-vă asta ce prostie, ce pot să scrie. Doamna deputat, dacă ar fi existat bani și bunăvoință, de ce nu s-a recuperat? Dumneavoastră, cererea mea de a putea supura toate cheltuielile ocazionate de dobândirea proprietății comunei care s-a dedicat la aproximativ 32-33 de mii lei, inclusiv în expertize, deplasări, martori, documente, arhive naționale, deci avem o lună de zile și ca să demonstrăm serviciul și munca lui domnul Gol, uitați și mi-astea ce document primim de la prefectura Vâlcea, dinsul nici n-a călcat acolo, a avut un aranjament între primari, unde spune Comisia Zețeală pentru aplicarea legii pentru greșit, nu pentru primari, între cu primarul de acolo, care v-a dat avizul, îmi cer scuze. Comisia Zețeală pentru a deci, respinge contestația formulată de Comuna Bunșbeș-Pițic. Deci respinge. Și atunci unde e aportul lui domnul Golu? Aportul meu pot să vi-l arăt. Am făcut rost de ordinul prefectului de Vâlcea, numărul 390, în care, în actul doveditor că este proprietatea noastră, a mai fost dobândită și proprietatea Comunei Vaidieni, Bora, Puru și Petrimanu, prin ordinul prefectului, care, în instanță, se dovedește că prin actul care s-a folosit Comuna Vaidieni, ne putem folosi și noi pentru a obține acest obiect, adică golul muntelui Galben. Bun, până la urmă, așa ca o concluzie, acest munte Galbenu de curând a intrat în posesia localității Bumbești-Pițic, da? Nu a intrat, a primit un acord, că să închirieze, dar nu se știe dacă va intra. Vedeți dumneavoastră supărarea care este, în Comuna Bumbești-Pițic sunt 11 crescători de animale și 3 munți. E foarte greu să-i mulțumesc pe toți. La primii doi ați un licitație, la cel de-al treilea, când v-am și redactat acum, am spus acum, am consultat cu Consiliul Local, pentru că altă posibilitate nu avem, pentru că acum 2 săptămâni s-au dat acest munte. Deci pentru mine supărarea care este? De ce până acum 2 săptămâni de zile nu s-a venit cu niște cereri, cu ceva, domnule, fați-ne, ajutați-ne? După ce s-a obținut acest munte, trebuie să am scandalul ăsta. Eu când adun la comună un munte și iau și 200 de milioane în bugetul localității, e scandalul ăsta. Pentru ce? Eu nu văd că este o greșeală a mea, pentru că v-am spus de ce. Sunt 11 crescători de animale și 3 munți. De ce nu s-a organizat licitație, domnul primar, pentru acest munte și a fost cu încredințare? Nu s-a organizat pentru că, vezi, dumneavoastră, n-a fost proprietatea comunei și, în al doilea rând, așa a hotărât Consiliul în procesul verbal. Deci, domnul consilier, noastră, aveați pretenția ca să se organizeze licitație? Legal, da. Deci, legal, de aia s-a și venit cu acest material, ca să se evite licitația. Pentru că
cum să vezi pe dumneavoastră, domnul Petre știe ce a putut să facă la o licitație cu un an înainte, cetățeanul care pășuna în acest gol alpin, vă dați seama că venea și dânsul și îl licita și, de fapt, dânsul pierde subvenția, nu noi. Deci dânsul pierdea subvenția, că să licita și să ducea suma la o sumă mare și dânsul rămânea decât cu golul alpin și câștiga primăria. Și noi am zis așa, mers la domnul primar, domnule, stai domnule așa, dacă mi-a tăiat primit că ducem 400 de animale, haideți să găsim o cale de mijloc. Îi dați lui domnul Golu 100 de hectare pentru că am mai obținut și să vă spun o chestie, eu n-am nicio treabă cu domnul Golu, că Dumnezeu e sus și o să ne vadă pe toți. Deci dânsul știe discuțiile cu mine la ședința din ianuarie și eu m-am abținut de bun simț pentru dânsul că am muncit, a făcut o stână și respect, deși și stâna e făcută de bolțar, trebuie făcută originală cum se fac stânile. Pot să vă dumnezeu cu procesul verbal și ca să vezi că și ăla știe și dânsul că a fost trucat, dar n-a trebuit să... Trebuia să întâlnim la domn primar în birou, să ne punem de acord, să nu ne facem dâns, să spun o treabă, eu am hârtiile în față și pot să le documentez că nu e adevărat. Deci uitați, în procesul de la licitația de atunci scrie așa. A, nu e ăsta, le-am încurcat. Și în ăsta scrie că, ca să vorbim de prețul de la galbenul. Deci Martescu Florin arată că trebuie luată. Stați că nu mai găsesc pe ce mi-am subliniat. Așa, până... Deci eu mă abțin că, nu, că vreau o hotărâre de o ședință extraordinară pentru a stabili golul, cum să închiriem golul alpin, iar domnul secretar scrie că de fapt după aia închirierea s-a votat cu 11 consilieri din 11, când consilierea UNPR ieșisă din sală, mă refer la contractul din ianuarie. Și i-am lăsat în pace, domnul a muncit, a dus din nou buldezul, a reparat un drum. A zis toată stima, că i-a dat pe 10 ani, cum a trecut la rădulețul 5, a trecut și la Petre Golu. Dar acum măcar 100 de hectare, nu știu de ce nu îl lasă, deci ce pierde dânsul, deci cine pierde subvenția? Gândiți-vă și noastră, dacă ne dă 100 de hectare cu contract, avem dreptul să ducem 400 de oi prin lege, în legea 204 aș spune 3, 4, 5 oi la hectar, o să ducem 4, cum am stabilit în ședința extraordinară, și dânsul deja are unele și pe celelalte. Domnul Golu, de ce dânsul pierde subvenția? Doamnă licitațiile, reporter, cum spune domnul da, consilier. Da, într-adevăr, domnul consilier are perfectă dreptate, îi dau perfectă dreptate, dar problema este în felul următor. Eu am semnat un angajament la APIA, că pot să fac condiții de agromediu și nu știu dacă dumneavoastră știe, dar cred că știe că nu este afară, nu știu că am fost afară de știutor. Și nu-mi permite APIA, pentru că deoarece eu am 4,4 unități vită mare la hectar, deci 4,4, ceea ce legea nu-mi permite decât 5. Deci în munte nu mai suport decât maxim 110 oi, capete ovine. Deci cu acte în regulă se poate dovedi treaba aceasta. Deci eu în momentul când dacă lor le dau 100 de hectare, automat eu trebuie să scot eu de la mine 300 de oi, să mă duc să-mi cumpăr alt munte. Ceea ce e ceva cu totul imposibil, pentru că anul trecut eu nu aveam unde duce oile. Am stat în 100, deci în 140 de hectare cu 1600 de oi, vă dați seama cum am făcut. Că m-am rugat de vecini să mă lase, să mă rog, probleme foarte grea. Și datorită faptului că nu am putut să le țin, asta toamnă am redus din efectiv. Nu aș știa, i-am conștient că nu am. Dumnealor, dacă sunt conștienți că nu le pot ține, de ce nu le vând? Corect, le dăm lui Petre Golu la toamnă. Nu e nicio problemă. Poți să veni cu oferte la mine astăzi, suntem în direct, le chiar le transmit la cetățeni propunerea mea, o să vadă că dumneata aia urmăresc, să rămâi dumneata și ailalți să moară. Asta e viața în capitalism. Vedeți? Care poate trece. Da, nu e chiar așa, trebuie să se facă dreptate sigur pentru toată lumea. Sigur că asta e un spirit de glumă. Da, ca o glumă, pentru că toți trebuie să trăim asta. Domnul primar, spunea domnul consilier astăzi că l-ați și amenințat cu instanța. I-ați trimis o adresă prin care i-ați adus la cunoștință că va fi acționat în instanță. De ce? Nu în specialul domnul, pentru insultele în presă, personale care mi s-au dus mie, pentru insultele ăsta, nu personalului. Am spus din grupul de... Cine se dovedește că l-a făcut. Ce l-a făcut, da. Așa, da. Nu personalului. Deci a fost un răspuns la grevă generală, pentru asta e. Deci nu personalului, nu. Bun, păi da, domnul consilier ne spunea că deja se simte amenințată dumneavoastră, este amenințat cu instanța, spuneați astăzi, domnule consilier. Da, nu știu unde am răspunsul, este pe aici, nu mai caut că le încurc și așa m-am încurcat în ele de tot. Este vorba de instanță, pentru că instanță n-am dat pe nimeni. Trebuie să dea un răspuns la grevă, eu m-am referit, i-a spus, deci în 30 de zile s-a încherbat astăzi de când am făcut ședința extraordinară. N-are măcar o notificare, deci nu se vrea.
Am înțeles că domnul Guru s-a intitulat stăpânul acestei comuni. Eu am făcut un material și chiar am cerut că dacă se cheltuie acest bani, o să vi-l aduc să-l dați pe post. Cer legal să se schimbe numele comunei Bumbești-Pițic din Bumbești-Pițic în comuna Petre Golu. Pentru că dacă nu ai trimis o singură notificare în 30 de zile, o invitație la primărie, cu noi la o discuție, nimic. Deci dânsul spune de parcă eu am crescut gâște și dânsul a crescut oi. Că are 100 de oi libere acolo, că noi toți ne-am vândut miei, dânsul ne-a vândut, dar din motivul că de-aia nu-i vinde ca să facă utilizarea, pentru că dacă știa că n-are unde îi vinde, cobărai, vindea la... Doamna, interviu, că tu să-i poate. Să vă explic care e chestia. Da. Nu mi-am permis să vând miei, deoarece faptul, eu am cheltuit o sumă enormă cu oile de la scoate din iarnă, pentru că trebuie să ținem vite în condiții. Dumnealor și-a permis să le vândă pentru că n-a cheltuit nimic. Da. Au scos oile cu... Doamnele, asta este. Deci eu nu-mi permis să vând miei cu 85.000 kg pentru că ies pe pierdere. Dar dumneavoastră și-au permis. Am înțeles. Dacă primăria respectivă nu obținea muntele în cauză, unde mai pășteau oamenii aceste vite, întreabă un telespectator? Se certau cu vicele de la Baia de Fier? O întrebare asta, nu știu, legătură cu vicele. Ne întreabă un telespectator. Nu, deci întrebarea cu vice nu, n-am nicio, nu știu ce e problema, dar asta mi-am pus o întrebare la început, v-am spus, până acum 2 săptămâni. Am înțeles, un telespectator spune așa, vreau să ne întrebați pe invitații dacă știau că Muntele Galben, nu, noi moșnenii avem acte pe muntele acesta, ne judecăm la Brezoi, Bumbești nu sunt stăpâni pe munte sau, și că ați umblat pe acolo și vă certați pe ce nu e al dumneavoastră. Da, vă răspund eu la întrebare că sunt în temă pentru că sunt interesat. Într-adevăr, sunt niște moșneni în localitatea Novaci, zis Cernădie, care aparține de Novaci, au un act din 1907 care spun că sunt proprietari. Nu-i nicio problemă. Instanța va hotărâ cine va fi proprietarul. Da. Și cine se folosește acum? Dumneavoastră vă folosește? Da. Dumneavoastră, deoarece actul nostru, că din cauza asta și primăria de la Mălaia ni l-a dat, actul nostru, noi am putut face dovada cel mai recent că este proprietatea noastră. Deci nu se compară un act din 1907 cu un act din 1945. Am înțeles. Bun. Nu știu, mă gândesc că trebuie să se ajungă la o concluzie în această chestiune, nu? Că o problemă iscată trebuie să-și găsească și rezolvarea. Care vedeți dumneavoastră că este rezolvarea, stimate domn consilier? Deci, doamnă, noi am pus în data de 5 mai, nu, de din 22-5 la domnul prefect o întâmpinare. Rugămintea mea ar fi pe această cale media să invit instituția prefecturii la noi la o mediere, pentru că noi nu o să renunțăm și o să ajungă la acte mult mai grave. Deja am fost amenințat, am avut și benzină lângă noi atunci. Deci sunt oameni care vor da foc. Cine v-a amenințat? Dumneavoastră ați amenințat că vă da foc. Noi am amenințat această greva foamei. Eu aveam legea 60 aici și nu scrie de greva foamei. Ne-am aliniat acolo, am considerat că fiind un protest care trebuia anunțat, avizat de fapt, greva foamei nu apărea în această lege și am zis, domnule, asta nu trebuie avizată. Și a venit cineva de la poliția Novaci și ne-a luat tare norocul că dintr-o prostie, pot să-i spun, am oprit o stigă de benzină la un cetățean acolo la mișto și când a tăbărât să ne dea amendă, a zis, stai numai că ne punem foc să vedem cum ne dai foc arzând. Și atunci am scăpat de ne-am strâns aceste documente, că noi avem 4 cereri, le-am greșit eu anul, le-am greșit forma, că am scris adunare și trebuia să scriu formă de protest și așa mai departe și n-am privit aviz. Deci de o lună de zile, noi făceam de o lună de zile această chestie. Acum să nu vă mai spun că l-am sunat pe domnul Liviu Diaconescu și i-am spus clar ce s-a întâmplat și dânsul l-a sunat pe domnul primar aici de față și a spus, domnule, nu încheia acest contract pentru că este ilegal. Dânsul l-a încheiat. Am fost la personal, la domnul primar acasă și a spus, domnule, haideți, domnule, să ne întâlnim și noi cu Petre Golu. Să vedem, ne dă, nu ne dă, ne ia, nu ne ia. Pentru că dânsul spunea înainte, dar dânsul îi trebuia contractul. Vă iau 300 de oi. Doamnă, ce se întâmplă? Dar am confirmat că le iau și sunt proverbe din bătrâni care spun, se încaieră primăvara câinii, toamna stăpânii, e vorba de un contract pe 10 ani, dânsul ne lua anul ăsta până își mărea efectivul și la anul cu alte animale și la anul noi zburam. Deci noi protestăm și vom continua acest protest. Deci eu v-am spus, mi-am luat tensiunea, mi-am luat analizele, cam norocul meu a fost că m-am făcut o donare al altei și o să demonstrez că n-am mâncat și dacă am părăsit de acolo, am venit la invitația noastră aici
Și rugămintea mea este, și cu asta închei, nu vreau să mai fac nicio acuză, eu am, cine vrea să le vadă și să se sesizeze, o să vadă toate documentele aici. Deci dacă domnul primar nu vine luni la Bumbești, sau domnul prefect, sau instituția prefecturii, să medieze acest și să obținem 100 de hectare și noi, sau dacă nu, să se anuleze acest contract, să facă bază legală cu licitație, cu nu știu ce, noi nu renunțăm. Și o să ajungă la o chestie tragică. Ați depus o licitare la prefectură? În momentul ăsta nu. Avem o cerere pusă în 22.05 la care n-am primit răspuns. Și le invit pe această cale, da. Le invit pe această cale luni la primăria Bumbești Pițic, sau domnul primar, rog aici de față, să ia la cererea mea, dacă am calitatea asta de a cere, legătura cu prefectura Gorj, și să vină să medieze acest scandal. Pentru că, vă spun, va degenera, ca să, că domnul Petre știe și măcar atâta lucru, din respect pentru cetățeni, jitarul care e în această grevă a foamei, are 130 sau 120, 30-40 de lei câți are, le are la Turbăceanu ăla care se ducea acolo și e în posibilitatea să-și ia oile de acolo. Și domnul Golu umblă cu dedesubturi să ia oile a lui, dar vă spusei, la anul nu îi le mai ia și dânsul nu le mai poate lua. Domnul Golu, foarte multe acuzații. Că da, doamne, observ și acuzațiile astea. Dar ce se întâmplă? Eu, de bună credință, l-am sunat pe domnul Jitaru, i-am spus, dacă nu ai unde duce oile anul acesta, deși că până anul acesta muntele nu a fost la comună, că dacă nu interveneam să vin cu actul și cu ăștia, nu mai era greva. Și nu știu ce făcea cu ce făceau cu l-ai adus tu. Și deci scrie primăria. Și nu știu ce făceau cu ele, deci puteau să facă o grevă și anul trecut, dar n-au vrut. Vor anul ăsta, pentru că s-a adus muntele. E, pe domnul Jitaru l-am rugat, dacă nu ai unde duce oile, ți-au oile anul acesta. Nu i-am promis că mai mult. Dânsul vrea să... Întrebați dacă îmi permiteți, de câți ani nu vorbește cu domnul Jitaru și a vorbit anul ăsta la telefon. Întrebați-vă dumneavoastră că este... Da, de 10 ani. Da. Și era normal să sunați dumneavoastră, mare milos, care sunteți cel mai mare binevoitor din Bumbești Pițic? Da. Să sunați. Da. Domnule, nu duce oile. Așa de la ceva. Ia afară, Dumnezeu, dacă permite. Domnule, mi se pare ceva corect când vezi un om la năcasă. Ia rușine să vină omul. Deci mi se pare ceva corect când vezi un om la năcasă, l-ajuți. Eu am făcut binevoitor. E de râsul plânsul. Și cu asta basta. Dumnealor, trebuia să facă grevă și anul trecut și în celălalt an, când au munți. Dar acum se trezire cu muntele la comună că să-l ia. Trebuia să o facem noi și din ianuarie, dar am fost eu băiat. Este o întrebare pertinentă. De ce nu ați făcut până acum? De ce nu ați protestat până acum și protestați acum când aveți încă un munte în plus? Păi dacă nu-l avem, cum l-avem dacă păi nu-l avem? Dacă este... Dumneavoastră adică puteți practic să v-a lăsat... Dumneavoastră puteți să demonstrați din vorbe că avem acel munte? Dânsul deci are, nu noi. Deci adus omul acesta pe... Dânsul munte. Are, nu noi. Deci noi nu-l avem. Noi nu avem, am spus, un contract. Uitați, avem aici... Deci uitați, am documentele pe două asociații. Avem oile scoase de la doctoriță la cetățenii din Orște. Avem o grămadă de oi care sunt la noi în pază. Pentru că altfel nici acolo nu avea ce să căutăm. Un telespectator întreabă așa, probabil pe dumneavoastră, domnule primar, de ce nu s-a luat în considerare ședința de Consiliu extraordinară în care s-a cerut 200 de euro la hectar eligibil? Pentru că se încheiasă contractul și după ce încheiasă în contractul nu poți să-ți bate că prin hotărâre judecătorească. Deci încheiasă în contractul. Dacă îmi permiteți. Așadar, consilierii au cerut ca dumneavoastră să plătiți 200 de euro pe hectar. După ce mi s-a încheiat extraordinară, nu? Da, după ce s-a încheiat contractul. Există această posibilitate ca să, nu știu, să se majoreze după? V-am spus, după în instanță, ca să anulez contractul și să facă contract. Uitați, doamna, ce scrie aici. Modificarea contractului. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu notificarea prealabilă a concesionarului. Deci dânsul trea notificat, invitat sau... Notificarea, știți dumneavoastră mai bine ce înseamnă? Din motive excepționale legate de interesul național sau local după caz. Deci dacă dânsul mi-a comunicat domnul primar azi că interesul local, așa am înțeles eu, că e, că cei 7 crescători de animale nu au goluri alpine, examul în interes local, dânsul spune că nu, se referea la, asta se referea la bani. Dacă se referea la bani, există procesul verbal din ședința extraordinară unde spune, Martescu propune ca prețul de concesiune să fie de 200 de la hectarul eligibil. Nu mi-a spus să ia la hectarul 210 hectare, hectare. Domnule consilier, adunat așa dumneavoastră, toți ceilalți, că înțeleg că domnul Golu ar avea cele mai multe oi din zonă, câte oi aveți?
De câte hectare ați avea dumneavoastră nevoie ca să vă desfășurați activitatea fără să fie o problemă? Deci, doamnă, eu vă comunic din discuțiile cu doamna doctor. Nu, din date certe, nu din discuții. Păi nu, deci la 1 ianuarie 2013, prin Comuna Bombești Pițică avea 2900 de oi. Deci, din care 1500 de oi. Nu. Asta e, v-am spus, sunt discuții eronate. Cum să vă explic? Domnul Goru la 1 ianuarie avea 350 de oi, domnul Șopandă din Asociația Dânsului avea, la doamna doctor mă refer, că ce ai declarat dumneata la asociație, treaba dumneata, ai mai cumpărat și nu l-ai cercelat. Nu s-am spus că ți-au oile sau cum ți-am spus, nu ți-am nici darul la nuntă. Sigur că da. Deci dânsul avea 350 de oi, ăla 300 și ceva 600 și cu dânsul are 100 de capre 700 și avea vreo 900 la 1 ianuarie. Păi și vacile? Și cu vaci aveai 900. Și cu oile lui Dobre? 55 de oi. Și cu vacile Dobre? 100 de oi. 155. Are 30 de vaci. Să nu eu spun ce aveai la 1 ianuarie. Deci aveai 1000 și ceva de oi. Da. Da. Înseamnă că ceilalți aveau 1900. Bun, dumneavoastră propuneți să se anuleze contractul, da? Ca idee. Da. Da. Păi, dumneavoastră spuneți că se poate anula acest contract? În instanță. Se poate anula în instanță? Da. Și veți se va întâmpla acest lucru? Veți face acțiune în instanță? Domnule consilier. Păi și atunci ce? Nu l-am făcut noi, doamnă, cum să facem noi? Păi domnul consilier, cine este dacă domnul primar a încheiat, dacă primăria și consiliul local a încheiat contractul domnul Golu, păi să se ceară anularea acestui contract. Păi da. Deci la... Păi trebuie să fie altcineva din afară care să ceară anularea, nu să ceară cei care au încheiat contractul. Deci în instanță, da. Cumva nu... Hotărârea de consiliu nu poate anula contractul. Un alt telespectator spune că dumneavoastră, domnule Golu, aveți 3 munți din toți cei care există în Bombești Pițic. Doamnă, îmi pare foarte rău. Eu am un singur munte în al meu și mai am pe asociație, nu eu, suntem asociație care avem o asociație legal constituită aici, așa, cu eu, Golu Petre, Dobre Petre, Dobre pe Petre și o Pandăiun, care avem în total 1550 de capre adică pe obiect. Adică dumneavoastră, asociația aceasta are suprafețele despre care spune telespectatorul. Da, sigur că 5, da. Ce, noi avem exact 4,4 la hectare. Deci câte oi, domnul Golu? 1550 de capete. Da, suntem la final. Un telespectator spune așa, domnul Golu are dreptate, a făcut mult pentru munții aceștia, a umblat și că ne spune că meritați. Nu putem să primim telefoane, stimați telespectatori, mereu încearcă să ne sune cei care ne privesc. Vă mulțumesc mult de tot, vă doresc mult succes și să cu se plăcere și cu bine. Vă mulțumim și noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamne și domnule, să aveți o seară plăcută și ne revedem săptămâna viitoare.